Șefa statului Maia Sandu cere Parlamentului să urgenteze pregătirile pentru organizarea referendumului privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Acesta va avea loc în octombrie și va fi organizat într-o zi cu alegerile prezidențiale. Chiar dacă există numeroase riscuri, președinta susține că referendumul trebuie organizat astfel încât cursul european al țării să se regăsească în Constituție și să fie irreversibil. Declarațiile au fost făcute de președinte în cadrul unei conferințe de presă la care a îndemnat societatea să discute mai mult despre acest subiect și să combată incertitudinile, dar și miturile despre acest exercițiu electoral. Vrem ca aici pe intern să nu se mai pună la îndoială decizia cetățenilor. Să nu se mai facă un pas înainte, după care să vină un partid politic și să facă o jumătate de pas în urmă, spunând că integrarea europeană este doar proiectul Maia Sandu. Atunci când scriem în Constituție, atunci devine foarte clar, și nu doar clar, dar obligatoriu pentru toate partidele politice să urmeze decizia poporului. Inițiativa Parlamentului de modificare a Constituției urmează să fie trimisă spre avizare Curții Constituționale. Președinta susține că autoritățile vor reuși să pregătească proiectul în timp util, astfel încât referendumul și alegerile prezidențiale să aibă loc în luna octombrie. Maia Sandu a precizat că riscurile legate de organizarea referendumului sunt într-adevăr mari și vor fi numeroase provocări în timpul apropiat, însă este convinsă că plebiscitul nu va eșua. Și planul A și planul B înseamnă să muncim, să nu permitem dezinformare și manipulare, să nu permitem amestec extern în treburile noastre. Toate sondajele arată, și acest lucru este clar și pentru cei de la Kremlin, că majoritatea cetățenilor din Republica Moldova își doresc ca statul nostru să devină stat membru al Uniunii Europene. Haideți să avem curaj, să analizăm riscurile, să vedem problemele, să găsim soluțiile. Președinta susține că trebuie combătute miturile, falsurile și ideile greșite despre Uniunea Europeană și explicate scopurile adevărate ale acestui referendum. În acest sens, autoritățile au lansat portalul pentru.md, unde cetățenii vor putea afla mai multe despre plebiscit, dar și despre avantajele integrării europene. Și oamenii cu care am discutat sunt de părere că subiectul trebuie explicat în societate, mai ales că referendumul se va desfășura în aceeași zi cu scrutinul prezidențial. Trecutul nostru întunecat, când cineva a luat deciziile undeva și restul toți urmau ceea ce a decis cineva, nu este bine. Societatea trebuie să fie profund democratizată, iar deciziile trebuie să fie cu consultare profundă. Dacă dorești să găsești probleme, da, atunci cu siguranță nu este un avantaj. Dar dacă tu te gândești la soluție și te gândești la oportunitate, că este o oportunitate să vedem într-adevăr unde noi ne îndreptăm, atunci este pentru, e ok. Fiindcă sunt mulți boșoroși care nu înțeleg adevărul adevărat, că numai în Uniunea și în Uniunea Europeană trebuie să fim. Cine trebuie să fii bolnav de cap să nu vezi ce fac astăzi ăștia care vor neapărat aderarea cu Путин с Русией. Эмоционально и интеллектуально просто запудрят людям мозги. То есть люди не понимают, за что они голосуют, куда они голосуют, какие должны быть действия впоследствии этого голосования. Разделены совершенно верно. Mai multe informații, mai multe discuții, mai multe explicații ca lumea să cunoască ce și pentru ce. Amintim că inițiativa de organizare a referendumului privind aderarea țării noastre la Uniunea Europeană îi aparține șefei statului. Aceasta a propus ca scrutinul să aibă loc în aceeași zi cu alegerile prezidențiale, la care ea va candida. Autoritățile susțin că organizarea alegerilor în aceeași zi va duce la economisirea zeci de milioane de lei din bugetul de stat. Parlamentul urmează să stabilească data exactă a alegerilor. Precizăm că mai multe partide au anunțat public că vor boicota scrutinul.